Arătăm puțin mai târziu în jurnal, mergem mai departe acum cu Monica Gabor, care este din ce în ce mai nefericită. Vedeta suferă cumplit de când a plecat din România, dar care este motivul, vă arătăm chiar acum. S-a prelungit vacanța mea în primul rând pentru că ador să fiu în prezența fetiței mele și să-mi petrec timp cu familia de aici. Și acolo am o familie, dar mi-era foarte dor să petrec timp cu familia. Am decis să mai stau o perioadă. Ar fi trebuit să plec aproximativ acum 3 săptămâni și acum am bilet pe 2 iunie și trebuie să plec. Dar din nou mă gândesc să schimb biletul pentru că este foarte frumos în România. Și sunt îndrăgostită pur și simplu și de fetița mea. Și îmi place așa de... Zâmbetul pe care l-a afișat Monica Gabor a dispărut de când a plecat din România. Deși spunea că lucrurile între ea și Mr. Pink stau foarte bine, există câteva semne care arată contrariul. Vedeta este din ce în ce mai tristă. Fosta soția lui Irinel Columbeanu s-a pozat cu un chip trist, care nu ajută să-și păstreze imaginea de femeie împlinită. Dar nici mărturiile sale nu o fac să arate mai fericită. Monica suferă cumplit, dorul de fica sa o macină. Nici afaceristul nu poate să-i aline durerea. Frumoasa mea cu ochii de căprioară, nu lăsa vraja iubirii noastre să dispară. Te iubesc prea mult, nu mi-e rușine să recunosc. Când la tine mă gândesc, toate florile înfloresc, copacii înmuguresc. Iubito, tu ești darul meu ceresc. Și-mi place așa de tine.